Noi avem Duminica tuturor Sfinților și Sfinții pe care noi îi prăznim astăzi sunt de la început, de la începutul omenirii. Sunt mai ales ucenicii, așa cum spune slujba lor, cu sângele ucenicilor tăi, lumea a iluminat și a ridicat-o din adâncul prăpastiei. Cine sunt acești sfinți pe care noi prăznim astăzi? Noi avem în calendar mulți sfinți, mai mulți se află în cărțile de slujbe, care nu au loc în calendar, că ar trebui să facem un calendar cu 10 din cele de acum. Și cu toate acestea, nu numai atâția sunt sfinții pe care Dumnezeu i-a primit în lăcașul de sal, ci sfinții lui Dumnezeu sunt cu mult mai mulți necunoscuți de noi. Sunt toți cei ce se află în locașul de cele cerești. Și acolo se află toți cei cărora Dumnezeu le-a împărtășit haina Sfințeniei sale. Sunt mulți cuvioși, mulți mărturisitori, ierarhi, preoți și credincioși, pe care Dumnezeu i-a primit în locașul de sale și pe care noi nu-i știm cu numele. Că dacă am prăznuit pe toți ce se află în împărăția cerurilor, nu ne-ar ajunge o zi întreagă să pomenim numele lor. De aceea Biserica a rânduit o duminică a tuturor sfinților după duminica cea mare a rosariilor sau bucurării Sfântului Duh, duminică în care noi ne rugăm ca toți cei ce se află în cer și sunt semenii și prietenii lui Dumnezeu și mijlocitorii noștri către Dumnezeu, aceștia să rămână rugăciune nu numai de laudă și de mulțumire aduse lui Dumnezeu, ci să aducă și rugăciuni de mijlocire pentru sufletele noastre ale celor ce ne luptăm cu păcatul, cu greutățile, cu toate neajunsurile acestei vieți. Așadar, Sfinții lui Dumnezeu sunt cu adevărat cei care sunt de multe timpuri și de multe locuri. Totuși, noi astăzi prăznim și un Sfânt care o protejește și biserica aceasta, Sfântul Luca al Primeiei. Un Sfânt apropiat cu viața de timpurile noastre. S-a născut în a doua parte a secolului al XIX-lea. Și iată, Valentin, cum era numele lui, din 5 copii la părinți, 3 băieți și 2 fete, iată, din copilărie, el a iubit rugăciunea, a iubit biserica și a simțit că rugăciunea este cu adevărat și credința împreună cu rugăciunea sunt stările cele mai potrivite pentru orice om care vrea să se întâlnească înaintea lui Dumnezeu. Era atât de credincios și bun și iată, era talentat. A învățat atât de bine și a fost dat în școala gimnazială să se deprinde cu desenul, cu arta. A început și facultatea de arte și era un om iubitor de semne. Atât de mult a iubit pe Dumnezeu și semenii. Și de când a dobândit un Noul Testament, a început să citească și citea atât de mult încât aproape învăța și Noul Testament de rost. Dar un cuvânt îl stăpânea atât de puternic. Acel cuvânt al Mântuitorului când a zis: „Secerișul este mult,
dar secerători sunt puțini. Rugați pe Domnul Secerișului să trimită lucrător la secerișul său. A înțeles și a tărmășit că secerătorii sunt aceia care seamănă sămânța Cuvântului lui Dumnezeu, dar și cu lei roade de ei. De aceea, iată, a dorit Valentin, cum se numea el din botez, să caute să împlinească acest cuvânt. Văzând că arta nu mulțumește, că prin arta nu poate să-și ajute semenii, după 2 ani de facultate, a făcut și în München un an de facultate de artă, dar sufletul său era împlinit. Și atunci a gândit cum să fie de folos semenilor săi. S-a îndreptat spre medicină și a făcut medicina. Și iată, după ce a făcut medicina și atât de mulți a învățat și a înțeles și medicina au combinat cu rugăciunea, cu cuvintele Mântuitorului, știind că Mântuitorul este doctorul sufletelor și al trupurilor. După ce a avut atât de mare succes în medicină, că s-au adunat bolnavi care se vindecau și nu se vindecau numai de bolile ce te trupești, și se vindecau și de bolile sufletești. Și el a înțeles de la început că orice boală este o pricină a păcatului, că nicio boală nu este întâmplătoare. De aceea, cu rugăciunea, căuta să vindece toate bolile și ca doctor, la toate operațiile pe care le făcea, rugăciunea nu îi lipsea niciodată. Așa a ajuns să fie, după ce a învățat și teologie, să fie și episcop al Crimeei. Și iată, ca doctor și arhiereu, Sfântul Luca a adus atâta alinare și atâta împlinire semenilor săi. Era mulțumit că Dumnezeu l-a ajutat să-și împlinească visul și să dăruiască nu teoretic, ci practic acele cuvinte care se refereau la secerător. Și sigur, Sfântul Luca, care și-a sfârșit viața așa cum Dumnezeu l-a chemat și l-a dorit, Sfântul Luca a rămas un mărturisitor și peste timp. El este un doctor puternic și în timpul nostru. El primește toate mijlocirile și toate rugăciunile semenilor săi din toate locurile. Cu adevărat, Sfântul Luca este un ascultător al rugăciunile celor rugăciunilor celor bolnavi. El este cel ce vine în ajutor acolo unde este chemat. El a avut multe frământări în viața sa. A fost însă atent cu tot ceea ce a întâmplat în viață. A avut niște părinți foarte credincioși. De aceea unii scriitori care vor să-și exprime aprecierea față de Sfântul Luca, spun că și în mod firesc credința i-a fost moștenită de la părinții săi, atât de evlavioși, atât de credincioși. Dar fiecare dobândește credința cadavra lui Dumnezeu. Și Sfântul Luca a avut mare dar pentru că a dorit să se jertfească pentru semenii săi. Acesta este exemplul cel mai bun pentru noi toți. Mântuirea noastră nu se poate dobândi în egoism de unul singur.
Mântuirea noastră se dobândește prin dragoste și comuniune. Dragoste înseamnă să simți pe Cel de lângă tine, să simți pe Cel cu suferință, să simți pe Cel sărac, lipsit de bucate, de îmbrăcăminte, de adăpost, să simți pe Cel rătăcit și să-L cauți, să simți pe totul omul înduierat și să-L cauți să-L alini. Aceasta este pilda Sfântului Luca al Primeniei. Să arzi de dragoste asemenilor tăi și niciodată să nu fii liniștit când știi că altul suferă și poți să mergi să-L ajuți. Să nu pregetăm, să nu ne odihnim când altul suferă, ci să alergăm să-L ajutăm pe cel necaz, în nevoie și în strâmtorare. Iubiți credincioși, iată, această biserică astăzi a fost atât de mult binecuvântată și îmbogățită, duhovnicește, prin icoana păcătoare de minuni, bucuria cea neașteptată, adusă prin bunăvoința în arterea Sfântului Alexie, arhiepiscop de Valta și Ananiev, și iată, astăzi când am prăznit pe Sfântul Luca al Primeniei, la care n-am prăznit atât de evlavie, pentru că face parte din biserica cea pravoslavnică, care are atâția sfinți, și trebuie să ne aducem aminte cum s-a întâlnit în credință Sfântul Luca al Primeniei. S-a dus în peșterile unde se află Sfinții, acolo unde se află și Sfânta Teodora noastră de la Sihla. Am vizitat acele locuri, am venit acolo compleșit, pentru că Sfinții sunt mijlocitorii noștri. Dar deasupra tuturor Sfinților este Maica Domnului. De aceea, iată, noi prăznim pe astăzi pe toți Sfinții, cei necunoscuți mai ales, care sunt în Cerul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, o cinstim pe Maica Domnului, Maica noastră tuturor, bucuria cea neașteptată. De ce bucurie neașteptată? Pentru că atunci când nu credeau că vor mai avea izbăvire din necaz, iată oamenii care în acele ținuturi au fost salvați de Maica Domnului care le-a adus bucurie. Pe toți ne salvează Maica Domnului dacă strigăm după ajutorul Său, fiind cea mai bună mamă, cea neadormită, cea care necontenit revechează, cea care are putere de mijlocire către Fiul Său, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, către Părintele Ceresc și ne mijlocește pogorârea Harului Duhului Sfânt, care să ne lumineze, să ne întărească și să ne înțelepțească, să răbdăm toate greutățile acestei vieți. În al preasfințire, Părinte Alexie, ne-ați prilejuit o bucurie deosebit de mare. El ne-ați umplut de dar, ne-ați dat copia icoanei păcătoare de minuni. Vrem ca și noi să vă oferim pe devătarul ca semn de prețuire și de mulțumire, de împreună slujire, de frățietate, ca unii care împărtășim aceeași credință și ne simțim urmași ai Sfinților Apostoli, dintre care prăznim astăzi pe Sfinții Apostoli, Bartolomeu și Barnaba. De aceea, iată, vreau să vă ofer acest pastor, ca să-l aveți când mergeți la slujbă
și să vă aduceți aminte de noi că am slujit împreună. De asemenea, avem aici biografie orașului și în engleză, și cunoaște limba engleză, și monumentele de Biserica Ortodoxă pe care să le aveți în revista minții dumneavoastră, pe care să le parcurgeți și să vedeți și credința noastră. De asemenea, iată, Părintele paroh al acestei biserici a pregătit pentru nar prezunția voastră daruri ca să vă aduceți aminte de noi. Icoana Maicii Domnului, un răspuns la Icoana Maicii Domnului, păcătoare de minuni, pe care ne-ați adus-o nouă aici. Și de asemenea, iată simboluri frumoase ale bisericii acesteia. Iată acest chip al Sfântului Luca al Crimeei, pe care să-l păstrați la căpătirul dumneavoastră. Și iată limba română și limba rusă, din partea parohiei, gânduri și urări frumoase. De asemenea, și părinților procurerei le împărtășește Părintele Maroc al acestei biserici, Părintele Nicolae, acest simbol frumos, și Părintele Protoereu, care răspunde de această parohie, Părintele Antonie, de asemenea, Părintele cel cu mulți copii, ai săi și pe care mi-a mai înfiat. Și Părintele Protoereu al nostru, un semn de recunoștință și de mulțumire. Părintele Protoereu Jean Ioan, care s-au dovedit cel mai vrednic și mai harnic Protoereu din Eparhia noastră. Când am prezunțiile voastre, cu bucurie și din partea parohiei noastre, și ne bucurăm că ați poposit aici, ca să ne învățați, să ne binecuvântați, să ne slujiți în biserica aceasta și să ne îndrumați. Iar din partea parohiei, din partea ctitorilor bisericii acestea, am vrea Sfințile Stăpâne, vă oferim ocazia slujirii de cam Sfântul de Luca al Crimeii și această pachetă în semn de binecuvântare, în semn de mulțumire, de cinstire și de onoare că ați folosit în mijlocul nostru. Vă salutăm de apă în Marca Sfințire. Dumnezeu să primească cu toate aceste ofrande și dacă aveți amistului ceva, vă așteptăm. Vașa Gospodă Preasfășeță, Sfântul Vădică Arhiepiscop Teodosie, în apă Sfântul Vădică Arhiepiscop Teodosie, Vașa Gospodă Preasfășeță, Să
продължава на Свети работа. Ще четим да лукрираме заедно с теология Троиаса, но и студенци не минава факти от Британци, но чим няма да сте призрели на честа Свята Слава. Для многих из моих сокурсников святитель Лука стал не только человеком, который открыл им мир медицины. Pentru mulți colegi ai mei studenți, Sfântul Luca a fost nu doar unul care, nu doar un om care a deschis lumea medicinii, но лично для меня он стал человеком, который привел меня в лоно православной церкви. Și pentru mine personal a fost acel sfânt care m-a adus în ogorul Bisericii Ortodoxe. Изучая его автобиографию, мы поражались тому, как священнослужитель может быть одновременно и талантливым хирургом. Studiind biografia lui, mi-e minunat de faptul cum un preot putea să fie în același timp și medic chirurg. И как не пытались в советский период времени умолчать тот факт, что верующий человек может быть и талантливым ученым, медиком. Și cum nu s-au străduit de timpul sovietic să apăcări cu tăcere faptul că un om credincios poate fi un om de mare de știință, un chirurg mare. Власть не могла не признать его таланты и заслуги, отмечая высокими государственными наградами. Путерия Деслава Душину подня с дряга победения, что сомнул прецвязка таленту, оферинду и факты мути мените шкипа. Впоследствии, когда я уже стал священнослужителем и совершал свое пастырское служение в городе Одессе, а это звезды нам не видишь, его служитор Акасевичей, și preotul orașului Odessa. Мне выпала огромная честь познакомиться с внучкой святителя Луки, которая тоже является медиком. Am avut mare честь să fac cunoștință cu nepoata Sfântului Chirurg, care și ea este medic ученик. С многими другими врачами они посещали храм слепых на Французском бульваре, где я был на совете. Cu mulți alți medici, я vizitat Biserica Orbilor, din strada Bulevardul Francez din Odessa, eu eram paroh. Именно от нее мы впервые услышали в аудиозаписи проповеди святителя Луки, которая она приносила нам в храм для прослушивания. Anume de la nevoata Sfântului am auzit pentru prima dată predice de Sfântul Luca pe care ea le aduceam înregistrate pe bandă pentru a fi ascultate și de credincioșii bisericii noastre. Так что в моей жизни святитель Лука сыграл, может быть, одну из самых ключевых ролей. De aceea, în viața mea, Sfântul Luca a jucat un rol poate de cele mai importante. И повлиял на мой дальнейший жизненный выбор. Și m-a influențat pe viitor pentru alegerea care am făcut-o. Ваша прекрасная проповедь, которую вы сейчас так удивительно описали житие святителя Луки, тронула сердца не только верующих людей, но и мое собственное. Și predica această frumoasă care a scăzut în fața credincioșilor, sigur, a atins nu doar inima lor, ci și a mea a păcătosului. Вы так прекрасно говорили о нем, как будто лично знали его. Așa de frumos ați vorbit despre Sfântul Luca, de parcă l-ați fi cunoscut personal. Только глубоко верующий человек, любящий Бога и Его святых, может с такой любовью и теплотой говорить о тех, кто его прославлял при жизни. Numai un om cu credință profundă, dar îl iubește pe Dumnezeu și pe Sfinții Săi, poate vorbi cu atâta dragoste despre un Sfânt care l-a proslăvit pe Dumnezeu cel înalt pentru Sfinții Săi. И несмотря на то, что святитель Лука уже в конце своей жизни потерял зрение физическое, он имел зрение духовное, которое помогало ему совершать свое святительское и пастырское служение. Și chiar dacă Sfântul Лука spre sfârșitul vieții și a pierdut vederile dacă ori pentru vești, el era învățător cu Duhul care i-a ajutat pe cei care nu au avut ajutor. Нескончаемым потоком при жизни и уже после его кончины народ Божий тянулся к этому святителю веры. Un șirac neterminat de credincioși se întindea către pragul lui în timpul vieții, dar și după moarte, mulți mii de oameni vin să se închină la Sfântul Evanghelie. И вот сегодня Господь привел меня в этот храм. Сейчас нас Дмитрий Иванович на частной церкви. Для того, чтобы показать мне, лично члену моей делегации, Касмирата Ниши, не персонавшей делегации мира, как совершенно посторонние чужие люди любят нашего святого. Как мы вами не надо царя, но
Господа для того, чтобы наши сердца еще большей ревностью и любовью зажглись к Нему и к Богу, тем его святых своих. Și a făcut-o pentru ca și inimile noastre să se aprindă tot mai tare dragostea către Dumnezeu și către Sfinții Săi. Дорогой Владыка, Слово Владыка, разрешите мне от нашей делегации преподнести дар этому храму. Să aducem la acestei biserici de partea delegației noastre. Копию иконы «Нечаянная радость», которая пребывает сегодня в этом приходе. Копия иконы «Мое чудово купление Шабата», как и завтра астрис на частной беседе с Пенки. Вы так прекрасно сказали, что в самые тяжелые минуты нашей жизни мы все свое упование возлагаем на Пречистую Деву Марию. А спустя этот минут, когда чили мои грели моменты для вяза астра, будем дата надежда астра, как и Майка Лудмезеву. Я хотел бы, передавая этот образ, пожелать настоятелю всех его прихожан. Și aș dori, transmițând dar acest schimb, să doresc la rogul acestei biserici și tuturor dușinăreașilor. Чтобы она заступница усердная рода христианского. Ca ea, ca mijlocitoarea усердника a poporului creștinesc. Была вашей нерушимой стеной. Să fie și pentru voi zid neclintit. Верой, надеждой и любовью. Credință, dragoste și credință, надежда și dragoste. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.